Astăzi creștinii sărbătoresc Buna Vestire. Noriașii din Mitropolia Clujului, Albei și Crișanei au un motiv în plus să sărbătorească. Andrei Andreicuț, succesorul lui Bartolomeu Anania, va fi uns mitropolit. Laura Călugăr are mai multe informații. Laura, la ce oră va începe ceremonia de întronizare? Bună dimineața! Slujba va începe peste 2 ore. Ea va fi oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Imediat după Sfânta Liturghie va începe și ceremonia propriu-zisă de întronizare, mai exact la ora 12. La eveniment sunt așteptați atât mii de creștini, cât și premierul Emil Boc, dar și foși și actuali miniștri din cabinet. De altfel, se împlinesc 5 ani de la înființarea Mitropoliei Clujului și de la întronizarea fostului mitropolit al Clujului. Locul său va fi luat începând de astăzi de înalt preasfințitul Andrei, care a fost ales în urmă cu o săptămână de Sfântul Sinod. Laura, mulțumesc!